la stimați spectatori. Bun găsit, dragi copii. Am să încep prin a ura celor care poartă numele de Ion și Ioana. Al
provocările pe care ți le oferă viața, lucrurile s-au mai complicat puțin. Aici a fost, repet, partea de poveste a vieții mele. Nu pot să spun că am o amintire specială. Toată tinerețea mea a fost foarte frumoasă, copilăria și adolescența în principiu. Foarte frumoase. Trăiam într-un oraș liniștit. Toți ne cunoșteam unii pe alții, copiii îi salutau pe maturii urmăreau pe copii și certau și spuneau părinților în momentul în care se sesizau că fac anumite lucruri care nu se cuverneau a fi făcute. Sărbători de iarnă, sărbători de primăvară, plimbări în parcul primele. Deci totul a fost așa cum se întâmplă în orice viață normală în această perioadă care prin ea însă romantică a fost frumoasă și dacă Dumnezeu o să mă țină în putere, probabil că am să memoriile mele în principal juvene și în principal legate de această copilărie și de adolescență care nu mai
poate din partea noastră o defazare, ca să spun așa.
toată ziua poveroasă, adică și aici poate că educația familială, educația maternă care la noi e deficitară datorită unor conjuncturi, dacă vreți, sociale, economice și așa mai departe. Sunt oameni care și-au părăsit copiii și-au plecat în străinătate. Sunt oameni care sunt șomeri și cresc cu greutate copiii. Sunt amândoi părinții fără ocupații și atunci sigur că n-au răbdarea să se concentreze asupra educației copilului și caută loc de muncă sau caută să muncească într-un fel ca să aducă ceva de mâncare acasă. Viața vreau să vă spun că este mai grea și mai nesigură decât în perioada mea. Salariile și atunci erau mici, mai ales pentru cei care nimeni nu prea avea funcții mari pe aici, pe noi, pe la jur. Eram un raion, nu eram centru de regiune sau reședință de județ, cum suntem acum. Salariile erau mici, dar erau sigure. Femeile nu prea aveau locuri de muncă atunci, dar exista și pentru el o portiță. Munca sezonieră la fabrica de zahăr sau la fructonil toamne. Mai aduceam niște bani. Atunci, în perioada asta, era bine că erau și copii în vacanță, dar după ce se termina vacanța, copilul o să termina și munca acolo și iarăși reveneau acasă și se ocupau de
ceva, era mult mai multă stabilitate. Sigur, existau destul de interdicții. Erau interdicțiile epocii și interdicțiile unei anumite educații. Pe care ne-o făceau părinții și bunicii noștri. Era puțin mai închistat, puțin mai tradiționalist. Și am rămas așa cu un pic de tradiționalism, chiar dacă am fost, cum ziceam, un rebel la vremea copilării și adolescenței. Dar era o rebeliune, cum să spun, parcă mai minte, o rebeliune lipsită de violență, o rebeliune care nu afecta valorile societății. Noi ne respectam profesorii, ne respectam bătrânii, ne respectam vecinii, oamenii ceva totuși s-a degradat. Dar, în fine, e greu de judecat și mai ales de încercat să găsim explicații într-un timp atât de scurt cum e cel al nostru. Vă rog frumos, maestre, acum să ne spuneți ce apreciați dumneavoastră la timpul pe care ce apreciez în primul rând deschiderea tineretului către niște orizonturi care nu ne erau interzise aproape. Apreciez posibilitatea
cât o făceam noi.
național. Dacă ne apucăm acum așa, vorbim de
de a le explica și celor din jur. Și eu că personalitatea, cu excepția celei native, trebuie educat. Școala ar trebui să creeze personalități. Sportul ar trebui să creeze personalități. Pentru că apar în public, ei sunt aplaudați, ei sunt eventual huiduiți, așa mai departe, deci ei sunt persoane publice din plecare. Iar profesorii trebuie să creeze asemenea personalități publice lor. La toți ar trebui puțin forțată ideea de personalitate chiar și la copilul mai timid. O latură în care să se poate evidenția. Uite, invitata ta este o fată care pare foarte timidă. Personalitatea ei prin ceea ce face. Sigur. Dar și atunci se distinge de tot și el. Da. După cum am spus la începutul emisiunii, avem invitată pe eleva Andra Dumitrache, pe care o salutăm și mulțumim pentru faptul că este noastră. Bine ai venit, Andra. Bună ziua. Andra, te rog frumos să ne prezinți activitatea ta și
extrașcolară. Din afara școlii. Suntem învăță de la școala numărul 8. Suntem în clasa 7-10. Mie din totdeauna mi-a
educația din orașul nostru. Pe scurt, vă rog frumos. Nu am cum să fiu foarte la curent. Mulțumesc.
ca indicator statistic și cu nivelul salarial care este cel mai mic din țară și cu nivelul veniturilor generale ale populației care sunt cele mai mici din țară, în general performanța școlară nu se poate face din sărăcie. Și mai ales din sărăcia familiei. În afară de faptul că statul este extrem de zgârcit cu populația școlară, în felul ăsta
care să ridice copilului dorința de a progresa, de a face ceva. Pe vremea când eram eu copil și eu eram copil, pe vremea când s-a înființat școala de muzică, iar eu am fost în clasa întâi la școala de muzică și am făcut și eu pianul 15 ani și ascultam asta cu atenție.
că aveai trei mai departe. Da. Nu mai există vremea copilării mele. Să mai spune chestia asta, pentru că s-a dovedit că e o minciună. Adică, în timpul noastre, cine are carte, n-are parte. Apoi să mai întâmplă alte chestiune care a fost acuzată la un moment dat, dar pe nedrept. Nu era ora doar în societatea noastră discutăm într-una de
tinerei generații. Au fost perioade când și fetele făceau armată. Era bine că se duceau acasă ca neveste mai militaroase. Să-i să asculti o comandă. Nu să zici, lasă-mă, să zici asta la comandă. Că învățai să mergi în același pas lume. Cu ea de lângă tine. Nu cred că era o chestie chiar atât de rea. Adică probabil că
de care tot vorbim noi, are două laturi fundamentale. Una este latura instructivă, în care copilul învață carte. Da? Învață o limbă străină, învață să socotească, să citească, să scrie, învață geografie, istorie și așa mai departe. Și alta e formația. Formația sigur că se nutrește din instrucție, dar este altceva. Este dezvoltarea instrucției pentru viață. Deci, la ce folosește mie de pildă, va întreba un copil în școală, să învăț teorema lui Pitagora. Îți explică profesor dacă știe să se înțeleagă. Bă, tu când vei fi constructor, ca să vezi dacă e un unghi drept într-o cameră, măsor 60 într-o parte, 80 într-o parte și trebuie să-ți iasă 100 pe diagonal. Păi te-a Pitagora. Dacă va deveni constructor. Să dea Dumnezeu să știe și asta. Da, da. Că nu e rău să știe și asta. La acasă. Acolo unde o să deci, în momentul în care copilului nu îi explici care este aplicația pentru ce trebuie ție chestia asta. De ce trebuie să știu? Uite, acum explici că la geografie nu o să vrei să colinzi, o să vrei să faci concedii.
cei mai grave. Da. Sigur. Vă întreb acum profesor. Există din punctul nostru de vedere educație fără factorii care influențează nu sunt numai
supercugetătorul, cum zicea Ion Iliescu la Atei. Deci, toate aceste posibilități șansa omului să aleagă între una și alta. Sunt oameni care aleg bine și oameni care aleg prost. Sunt oameni care sunt influențați care este influențat rău. Sigur că aici, în legătură cu educația religioasă, rolul fundamental are biserica. Deci, biserica asta este instituție fundamentală a statului, copiii tinerii către biserică. Biserica venind în școală, deschizându-se către biserică cu totul alta. De fapt, asta e calea normală a lucrurilor. Eu, de pildă, n-aș preda religie în școală, ore de religie opțională în biserică. Iar în școală, tot așa ca o materie opțională, aș face istorie religiilor. Ca să înțeleagă de religii, că ele s-au dezvoltat în timp, că au trecut una între alta, că s-au transformat, că s-au... Deci, ar fi o chestie de cultură generală, care cine e interesat să o parcurgă, cine nu să facă altceva.
educație. Adevărata educație care conține în ea și germenii patriotismului și germenii unei deveniri istorice prin timp a neamului care a rezistat și prin credință și așa mai departe. Deci, asta este o educație adevărată, o educație serioasă, așezată. Știu că există și oameni care sunt care se îndreaptă în general către, uite, ca și fostul președinte Iliescu, nu? Către inginerie, către altceva. Însă, în momentul care vrei să te apropii de esența lucrurilor și nu numai de imaginea lor matematică, geometrică și așa mai departe, trebuie neapărat să sculptivi. Aici e iarăși o chestiune. Copilor trebuie să li se cultive. Să nu se aștepte nimeni ca ei să-și cultive sentimentul. Trebuie noi când eram copii, ca să revenim la copilăria mea juveană, de câte ori ne culcam, ne făceam rugăciune în prezența părinților. Nu una singură, mai multe rugăciuni, una într-o zi, una într-o zi, una într-o zi, și așa mai departe. Deci noi știam crezul, știam Tatăl nostru, ne duceam. Nu,
care practicau și părinții noștri și astea care practicam și noi. Da, da, da. Am primit mesaj importante, o secreto de escrito,
Ovidiu Ianiță, care e juvenal al nostru, prieteni și care colaborează la mine.
cum să spun, afinitățile astea spirituale te împing, dacă vrei, unul spre altul și chiar dacă nu te vezi multă vreme cu mi se întâmplă mie cu Stavarache și nici nu stăm foarte des de vorbă la televizor, avem o bucurie extraordinară când ne întâlnim mai mult sau mai puțin întâmplător. Da. V-ați stabilit definitiv în România. Este unul din puținele cazuri în care români, dar nu știți, plecați în străinătate, un optimism
și încredere în propriile lor forțe. Da. Bine. Bine. Despre asta e vorba. Sigur.
mai frumos și mai benefic decât 2015 și mai prost decât 2017. Asta ar fi dorința mea. Sigur, a fost un an greu pentru că a fost un an de întemeieri. Deci am reușit să stabilizăm niște lucruri la bibliotecă. O colecție de literatură, o revistă literară lunară, n-a fost deloc simplu, a fost frumos. Asta este încă mai greu pentru că în chiar săptămâna asta în care suntem, deci odată cu al anului 2016 am început lucrările de mutare a bibliotecii a sediului Mare. Am transportat în două zile cu sprijinul unor prieteni adevărați și au reușit să de staci de carte sumă între 30 și ceva de tone. Acum mutăm mobilierul. Vremea n-a prea sper ca până la sfârșitul anului să avem o bibliotecă care să fie o bijuterie. Și pentru înfățișarea orașului
făcut, cine vede biblioteca ca pe un loc de ședere și de recreere, sigur, el asta e pentru vizitatorii noștri, dar pentru cei care să pregătesc, adică vin acolo să citească, să liniștească, să recreeze. Noi suntem exact așa cum este personalul unei stațiuni în care lumea s-o odihnește, iar în spatele acestei lumi care s-o odihnește există oamenii care muncesc pentru că ai zis să o odihnești și să fie bine și să fie frumos. Da. Mai este un an greu, sigur va fi, da. Pe lângă că și să fim încununat cu succes. Am zis că 11 luni durează. Da. Da. Acum, sigur că de mine depinde doar modul în care voi valorifica această chestiune. Am înțeles că, apropo de Italia și de invitata noastră, firma care a câștigat o firmă italiană, și cred în seriozitatea lor, în profesionismul lor și probabil că până la sfârșitul anului vom avea cu care să ne mândrim în juju, ea va respecta întru totul arhitectura inițială, inclusiv culorile, nu va fi niciun fel care monumentul este istoric, iar la 1870, adică e un lucru la care orașul trebuie să țină. După aceea va trebui
unde să vină lumea sub chioșcuri, sub tei, să citească vara, să... Gracias.
venit o motivație pentru lenea celor din instituțiile astea. Ce avea că nu vine nimeni să citească? Pentru ce ce mai omorâm să facem să trebuie să tot nu vine nimeni. Trebuie să se provor să vină. Omul se este locul veni.
vacanță la planul pe care le aveți dumneavoastră, cu siguranță se vor apropia. Nu are cum să nu fie așa.
la fel de mare plăcere și pe tine, Andra. Educația juvenilă. Dragi copii, nu uitați, educația